Veste bună pentru mehedințeni. Centrul Județean de Transfuzii Sanguine din municipiul Drobeta-Turnu Severin va beneficia de o nouă locație care în prezent se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Toate acestea au fost posibile datorită președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care acordă o atenție deosebită sectorului sanitar din județul nostru. În contextul în care Spitalul Județean de Urgență din municipiul Drobeta-Turnu Severin a intrat într-un amplu proces de reabilitare, modernizare și extindere, Centrul Județean de Transfuzii Sanguine va fi transferat într-o clădire care aparține în acest moment Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat întotdeauna atât sprijin cât și o atenție deosebită sectorului sanitar din județul nostru. Chiar dacă Centrul Județean de Transfuzii Sanguine nu aparține de Consiliul Județean, președintele Aladin Georgescu a depus toate eforturile pentru ca aceștia să-și poată desfășura activitatea în condiții salubre și într-un mediu adecvat activității medicale. În urmă cu mai mulți ani am găsit un spațiu adecvat pentru buna funcționare a Centrului de Transfuzie Sanguină în incinta Spitalului Județean de Urgență. Ținând cont de faptul că Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin a intrat într-un amplu proces de reabilitare și modernizare, Centrul de Transfuzie nu mai putea funcționa în aceeași locație și de mai multe luni de zile am încercat să găsim o locație adecvată. În cele din urmă am găsit această locație într-un spațiu care aparține DGASPC Mehedinți, la parterul acestui bloc de garsoniere. În momentul de față se lucrează intens aici. Avem promisiunea constructorului că în aproximativ 3 săptămâni totul va fi reabilitat, va fi modern, conform standardelor actuale, astfel încât Centrul de Transfuzie Sanguină să-și mute toate echipamentele aici, să primească și autorizația sanitară de funcționare. Am discutat în mai multe rânduri și cu doamna director. Cred că lucrurile merg într-o direcție bună, astfel încât la 1 septembrie să fim gata cu mutarea acestui centru. În acest moment se desfășoară ample lucrări de modernizare și reabilitare, iar constructorul afirmă faptul că în 3 săptămâni clădirea va fi gata, iar Centrul Județean de Transfuzii Sanguine va putea să își mute toată aparatura în interiorul clădirii. Directorul DGASPC Mehedinți, Adrian Bidilici, s-a implicat de asemenea în găsirea unei locații disponibile care să se preteze unei astfel de activități. Astfel, Centrul Județean de Transfuzii Sanguine va fi transferat în noua locație, mai exact, fostul Centru Multifuncțional pentru Tineri în Dificultate din cadrul DGASPC Mehedinți. Împreună cu președintele Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, am identificat acest spațiu. Banii urmează să fie alocați de către Consiliul Județean cu destinație specială pentru reabilitarea acestui spațiu, reabilitare, igienizare, aducerea lui la standarde pentru o bună funcționare a centrului de transfuzii. Este absolut normal să ne ajutăm, ca să zic așa, fiind instituții de stat și DGASPC Mehedinți și Centrul de Transfuzii, având această problemă locativă, să spunem, această problemă de spațiu, era firesc să găsim o soluție până la urmă pentru a-i ajuta. Conducerea Centrului Județean de Transfuzii se arată mulțumită de noua locație și speră ca în cel mai scurt timp să își poată relua activitatea. Având în vedere necesitatea relocării activității Centrului de Transfuzii din Spitalul Județean, s-a identificat acest spațiu care, dacă va fi amenajat corespunzător pentru a putea primi autorizația sanitară, va fi optim pentru desfășurarea activității noastre. Donarea de sânge este un act responsabil, umanitar și cu o puternică încărcătură civică, iar odată cu începerea activității Centrului Județean de Transfuzii în noua locație, severinenii și nu numai sunt așteptați să doneze sânge. Cel mai important beneficiu pentru societate atunci când donezi sânge este faptul că prin sângele tău poți salva 3 vieți.